Salutare și bine v-am găsit. Bună ziua, bună ziua, bună ziua. Bună dimineața, da. Cum spuneam. Avem un alt montaj. 12 panouri. Astea sunt. De aici. 55 de vați. Și nu mă supăr să dau alea cu șpere dacă aveți. Că nu știu nici de ce spray ziceți. Ce facem, colegul, aici? Alimentăm tabloul de curent continuu. Cu panouri solare, da? Cu fotovoltaice. Da. Te recunosc, bă. Am mai luat pentru niște filme. Invertorul nebun. Invertorul ăsta e nebun, pentru că trebuia de 5 kW și e de 3,3. Și colegul Iemi, îl pun înapoi. Îl pun înapoi în cutie să-l returnăm. Pentru că aici trebuie unul de 5,5. Mă sun Sergiu. Alo. Alo, Sergiu. Sergiu, uite, la bandul, la montaj. E bun și ăsta. Doar că e mic. Pentru numărul de panouri. Și probabil a fost o greșeală la ambalat. Oricum, panourile astea rămân și astea le punem sus pe casă. Tragem cablu la colegul aici, la tablou. Și mai venim o dată. Aceasta este priveliștea de sus. Am prins profilele, am reglat nivelul. Sus se vor încadra 8 panouri. Și jos încă 4 panouri. Am tras cablu. Pământarii. Acesta este sistemul de prindere. Cricotașii de serviciu să vină să toarne apă aici, să vadă dacă se infiltrează. Așa sunt toate. Garnitura de cauciuc strânsă. Bine. Urmează să urcăm panourile. Să pun și împământarea undeva aici. Am pus unul. Mai avem restul. Mult a fost, mult mai este. Așa e, domnul Iemi. Continuăm. Da, colegul. Mai avem. Am pus abia 8. Așa, da. Spânzurat ești, doamne, spânzurat. Moment de youtuberii. Da, colegul, hai. Cam gata pe asta. Cam gata, a? Da. Oricum,
Am înțeles că te-ai înțeles cu domnul să mai completăm acolo cu panouri. Poate și mai jos cu un rând. Ca să încărcăm o mașină electrică, chiar două. Da. Domnul are un Zoe acolo jos. O să punem un inverter de 11 kW monofazic. On-grid. On-grid cu limitare okay. De export și cu divertare. Eu mă chinui cu ultima bridă. Da, explică de ce să... Care vine aici? Uite așa. Lucrăm aici pe margini, lucrăm. Ok, mai ascundem alea cablurile. Hai mai stai aici. De sub sunt vreo 10 cm de ventilații. Zic eu suficient. Și uite așa, am făcut un string. 14 panouri cum pică soarele în luna noiembrie și cam 3 ceasul. Da, vom continua acolo cu panouri și în curând jos. Cel mai probabil când venim cu invertorul care trebuie. Că ABB-ul ăla a fost o greșeală. L-a livrat, l-a pachetat ceva. Aici un Zoe. Un Zoe de Bacău. Și în stradă mai este un Zoe. Care o să mănânce de aici energie. De la cutia asta. Și cumva... Am venit și noi cu stringul de la panouri în zona de parcare, într-un garaj. Tabloul nostru. Colegul, și încă unul. O precizare pentru cei care nu știu. Am făcut din astea cu încărcări electrice, nu-i prima. Și nu-i nici ultima. O să meargă și asta, ca și celelalte. Exact. Pentru cei care n-au încredere, ca să știe. Da? Strângem jucăriele și ne întoarcem cu câteva panouri de completare și invertorul care trebuie. Că la care nu trebuie, o să pleci înapoi. Hai să cauți până la telefon. Cauți, nu găsești, cauți, nu găsești. Am revenit la sistemul de la Bacău și avem invertorul bun, nu cel nebun, care l-am luat înapoi pentru retur. Aici mai avem 4 panouri de aceeași putere. Ia să le vedem. Uite așa. De 455 de watts. Astea 4 o să fie montate undeva pe un foișor. Singurul invertor care poate servi o încărcare a mașinii electrice, un Renault Zoe. Colegul Emi, cauți, nu găsești. Aici mai avem câteva panouri, dar pentru alte destinații.
Acolo mai sunt încă 12 panouri. De fapt sunt 8 acolo, 12 de toate. Alea care le-am pus în zilele trecute. Și acum continuăm, umplem toată partea aceasta de acoperiș, încă un rând jos, și cele 4 din garaj vin aici, montate pe acel făișor. Cum spuneam și în alt video, suntem în acea perioadă foarte dificilă, în care soarele nu se arată cu săptămânile. Cei care au, știu că în perioada asta foarte, foarte subțiri cu soarele, undeva la 15-20% din puterea instalată, pentru că nu trece din nori nici lumină, nici infraroșu, nici ultravioleti. E foarte, foarte subțiri curentul produs de panouri. Continuăm. Ce avem noi aici? O instalație funcțională cu jumate din panouri, da? Tocmai am dat drumul. Avem martor tensiunii pe rețea și martor tensiunii cel galben pe invertor. Invertorul ca un tank construit să ia 11 kW on grid. Ia să focalizăm o leacă. Sunny Mini Central. W în secunda asta producției. Cam așa arată setup-ul de sus. E așa în afară? Ce? Deci acolo nu ies? Nu? Sigur? Eu nu mă bag. Nu mai încăpea unul aici. E așa afară. Două stringuri. Primul care l-am pus tura trecută, 12 panouri, adică cele 8 de sus și cele 4, 1, 2, 3, 4. Și aici avem capătul de la primul și capătul de la al doilea, care vin cu celelalte, au încăput 8 panouri. Și acolo pe făișor mai punem celelalte 4. Băgăm acolo 4. Eu i-aș fi pus mai jos un pic, dar totul s-a luat. Da, Ana? Da. De acum tot aia. În curianozo e? Care o să mănânci de aici. Va mânca de acolo. Acum la cum e cerul și cum e soarele, casa stă pe fotovoltaici și rețeaua relax.
Doamne, Emi, am pus să funcționeze. Bine, funcționează de ceva timp. Doar că nu ne-a avut vremea. Au produs 900 de vas până acum, 0,88. 141 acum, pentru că nu ne-a avut vremea. E perioada aia dificilă pentru fotovoltaici, perioada dificilă din an, în care soarele nu se arată cu săptămânile. Și avem și monitorizarea. Ia să lăsăm aici o acasă. Avem monitorizarea. Ia. Așa. Cât produc? Nu. Cât se ia din rețea? Cât produc fotovoltaicile? Și dacă să dacă ajunge la zero energia luată din rețea, se poate comuta consumatori. Mașina de rufi, AC-ul. Deocamdată rețeaua e pe relaxare. Yeah.